nu trebuia să mă nasc. Cum trebuie să te naști? Deci eu am avut, am aflat că mama a avut nu avorturi sau ceva de genul ăsta. Pentru că suferea de ceva, nici măcar nu știu exact de ce, că nu putea să, să spunea că nu poate să aibă copil, că poate să moară ori mama, ori copil. Dar era riscul să moară mama. Și dacă nu eram în Zambia, acolo s-au dus la spital în Lusaka și voi au spus, cu că era vorba aia, spital britanic. Nu mi-am rezolvat problema asta de nu știu câți ani, nici poveste, nici nu știu ce. Și nu știu exact, nu știu amănuntele, le-am aflat foarte târziu. De fratele e ei. mai mare, fratele tău? Fratele e mai mic. E mai mic. Da. Și deci tu practic ai apărut ca printr-o minune, să spunem Am așa. M-apărut pentru că eram acolo. Dacă eram în România, eram un alt copil ratat. Pentru că ori supraviețuiai, ori supraviețuia hmm. mama ta, ori te nășteai cu probleme. Nu, ar fi avortat direct. Okay. Deci nici deci nu nici mai erai.